Salutare tuturor, eu sunt Andrei și bine am regăsit la un nou episod din Mario Cell, dintr-o serie de episoade mai specială, așa că nu uitați dați acolo pe butonul de like dacă vreți să vedeți episoade Mario Cell cât mai des, pentru că treburile devin foarte, foarte urâte. Dacă n-ați văzut ultimul episod, trebuie neapărat să-l vedeți, pentru că data trecută ne-a fost înșenată o crimă. Și nu e bine, deci chiar nu e bine, pentru că efectiv, crima a fost înșenată de către Bezea și Frederico. Și nu vine să cred că efectiv de către Bezea și Frederico. Și cred că împreună cu Vito, cu toți nebunii. Și a fost luată și Bibi cu noi. E o nebunie mare rău de tot la mijloc. O să fie o nebunie de episod. Nu uitați să vă abonați dacă sunteți noi, să apăsați pe clopoțel. Și haide să ne ridicăm aici din parte să vedem dacă reușim să scăpăm sau nu de poliție. Dacă ajunge sau nu la pârnaie. Domnul polițai, mă auziți? Da, stai să deschid ușa. Domnul poliție, vă rog eu mult, lăsați-mă să ies de aici, că n-am făcut nimic. Am dreptul la un telefon. Adevărat, trebuie să ieși, o să-mi prea maică-mea. Poți să ieși? Poți să ieși? Da. Da, da. Domnul poliție, vă rog eu mult, am dreptul la un telefon. Lăsați-mi și pe mine să dau un telefon lui maică-mea sau ceva, că nu mi se pare deloc corect. Un avocat ceva, n-am și eu dreptul la nimic. Ba da, urmează-mă. Bibi, ești aici? Ești bine? Da, sunt. Aoleu. Mă duc să dau un telefon și revin, da? Nu te las aici, stai liniștită, tot o să fie bine, da? Urmați-mă, vă frumos. Doamne, frate. Bă, deci, nu pot să cred că efectiv ne-am luat o mare țeapă din partea lui Frederico și Bezea și că tot timpul ăsta că ei cred că pregăteau treaba asta. Înșenarea asta și tot ce sper e că să n-aibă ăștia destul de dovezi să ne bage la pușcărie. Sau asta e tot ce sper, pentru că nu mai vreau să mai ajung la pușcărie. Știți că am mai ajuns o dată la pușcărie și am avut noroc să facem o schemă. Dar acum de câte am înțeles s-a schimbat pușcăria, s-a făcut o grămadă de chestii diferite. Și da, aici ne duce să dăm un telefon? Da, da, da. Aici e singurul telefon fix. Am înțeles. Aoleu. Telefonul meu mobil nu-l mai primesc înapoi? Îl primiți după aceea. Aveți acolo, puteți sunați. După aceea când? După interogator și după... Mamă, să mă interogați? Da. Am înțeles. Ajung la pușcărie cumva, domnule? Vă rog, spuneți-i că n-ajung la pușcărie. Se poate. Hai să dăm un telefon la maică-mea. Vedeți, nu răspundă. Alo, mămică? Alo, da? Mă auzi? Da, te aud. Ce faci? Unde ești? Am o problemă gravă rău de tot. Adică? Adică trebuie să vii la secția de poliție. Cum adică secția de poliție? Ce ai făcut? Vino aici și afli mai multe, că ideea e că e o înșenare, totul e o înșenare și e gravă situația. Vino la pușcărie, la pușcărie, Doamne iartă-mă, vino la secția de poliție, Doamne, te rog. Doamne iartă-mă, bine, bine. Deci sunt panicare de tot, vino. Bine, hai, calmează-te, calmează-te, că rezolvăm. Hai, pa. Pa, pa. Ăsta a fost singurul telefon. Mai poți să mai dau un telefon? Doar un telefon aveți voie să dați. Doar un telefon am voie să dau? Am înțeles. Da. Și acum ce se va întâmpla? Mergem la interogator. Aolo. Păi și nu putem să iau și pe iubita mea? Pe prietena mea? Momentan nu, după aceea. Nu? Putoși. Nu vine cu mine la interogatoriu, că și ea a fost acolo de față, vă rog. Trebuie să fie și ea, că e martor, e martor, știe că n-am făcut nimica. O să chionez și pe ea. Întâi cu dumneavoastră și după și dumneavoastră. Mamă, frate, ce secție de poliție au ăștia, baștanii ăștia să mor. O să mă bagă la... Bă, de guys, eu nu vreau să ajung la pușcărie, asta e tot ce vreau să nu ajung la pușcărie. O să mă duc la interogatoriu, da? Da. Și după aceea vii și tu și vorbim și explicăm totul că nu e adevărat, ok? Da. O să fie bine, da? Da. Mamă, mai sunt oameni pe aici? Mamă, câți polițiști sunt aici, frate. Pe aici? Da. Luați loc. Imediat va veni și interogatorul. Am nevoie să stau loc, da. Stau aici. Luați loc acolo. Imediat va veni și domnul. Uitați-vă cum și-au bătut joc de mine ăla de la frizer. Uite ce și-a bătut joc de mine. Salut. Salut, salut. Care va să zică Mario Cell, nu? Da, Mario Cell mă cheamă.
vârsta 16 ani spre 17. Domnul, vreau să încep prin a spune că eu n-am făcut absolut nimica. Deci... Și asta ce spune? Păi, domne, deci hai să vă explic. Eu am ajuns efectiv la locul faptei și am avut un prieten care mi-a înșelat totul. Îl cheamă... Nu știu exact numele de familie, Bezea sau Federico Corleone sau ceva de genul. Ei mi-au înșenat totul. Ei mi-au înșenat totul. Da. Ei mi-au înșenat totul. Au înșenat o moarte ca tu să pari vinovat? Da, exact. Cine ar face asta pentru un copil la 16 ani? Nu știu, domne, asta, dar e adevărul, vă zic. Nu mi se pare deloc plauzibil. Bă, știu că e grea că mă cred. Păi, domne, haideți, domne, vă rog eu mult, deci n-aveți, ce dovadă aveți că am făcut de treaba azi? N-am făcut nimica. Amprente. Aolo. Dar cuțitul ăla l-am primit de la ei, i-a fost efectiv gândită, ei m-au trimis acolo și... Cel puțin părea un scenare, dar faptul că ai 16 ani mă tentează și mai mult să cred că tu ai făcut-o. De ce l-aș fi omorât? Nici măcar nu cunosc că pe cine am omorât. Eu știu, poate ai nevoie de bani, poate te-a pus cineva. Dar las, ca am martor. Te vă rog, aduceți-mi și mie martora, vă rog eu mult. Nu merge cu martor. Cum nu merge, domne, cu martor? Cu martor? Da, domne, păi iubita mea era acolo. Iubita dumneavoastră care e prieten cu dumneavoastră, nu știu cum să vă zic. Adică e prieten? Mereu o să ține cu dumneavoastră dacă e iubita dumneavoastră. Deci, domne, vă rog, aduceți-o pe iubita mea. Deci, orice faceți, aduceți-mă pe iubita mea să vă explice și ea măcar. Că, pe bune, nu mi se bine. Pare corect. O să trimit un coleg să ia pentru că asta zic. Vreau să aud și declarațiile ei. Interes. Ok, da. Să fie așa. Colegul, du-te a doua pe iubita. Pe dumneavoastră cum vă cheamă, că nu v-ați prezentat? Ștefan Cristian. Se uite cineva la noi prin oglinda asta? Ce... N-ai tu de unde să știi și nici nu trebuie să știi așa ceva. Nu-mi place deloc cum arăt în oglinda asta. M-am dus să mă tund și m-am tuns ăsta de... Uitați-te da, și tu cum mă tuns, deci... M-am dus să mă tund acum câteva zile și... Lasă-mă, puștule, că și eu la vârsta ta, tu știi cum eram? Da, domne, dar eu n-am făcut nimica. Vreau să ajung și eu polițist ca dumneavoastră. Da. Bibi! Vino cu acea, vino lângă mine, te rog, vino lângă mine. Vino cu acestea în brațe. Ești bine? Aolo, puștimea asta. Spune-le la băieți tot ce, spune-le la ăștia tot ce ai văzut, hai, spune-le tot. Spune-le că nu am făcut nimica și că doar a fost o înșenare, efectiv. Da. Am mers cu ea acolo la dorințele unor prieteni, care aparent nu sunt prieteni. Și acum uite ce s-a întâmplat și nici sunt 100% sigur că nu voia să se întâmple așa. Pentru că nu cred că voia să o bage și pe ea la închisoare. Da. Nu se ajunge acolo, sperăm, nu? Așa. Domnule, acum începem cont de... Începem de interogarea. A, începem până acum nu era interogare? Până acum ce au făcut? Ce s-a întâmplat. Ok. Deci zi. Tu zici că a fost o înșenare, corect? Da. Da. Cine ți-a înșenat și ce? Deci e un om foarte rău pe nume Vito Corleone. Mi-a înșenat totul. Deci cred că el a fost capul la toate răutatea asta. Că voia să se răzbune. E foarte complicat. Nu știu nici eu exact cine mi-a înșenat treaba asta. Dar ideea e că nu știu sigur dacă a fost unul dintre prieteni sau nu, e foarte complicat. Ideea e că e un scenariu, n-am făcut nimic, asta e tot ce trebuie să știți. Păi, Vito Corleone, Federico Corleone, cum sunt? Frați? Nu știu ce sunt, sincer, nu știu ce sunt. Au același nume, sincer. Da, știu, dar nu știu ce sunt ei exact. Okay. Eu pot să vă dau un nume așa, care cred că ar putea fi, dacă ăștia ar putea fi, dacă sunt sau nu sunt. Ia zi-mi și mie. Da, de minute în loc. Păi mi-au spus să mă duc acolo și să iau un cuțit, să mă duc acolo și deodată văd că vine toată poliția peste mine. Puneți-mi, domne, cum putem să o rezolvăm? Cum ajung? Ce? Nu asta ajunge la pușcărie, nu?
E, nu. Domne, cum adică? O mai hotărăsc. Când aflăm și da. Noi? Care-i situația? Pentru că acesta este un caz de omor. Aoleu. Am să pronunț astăzi, 15 martie 2021. Aoleu. O să fii condamnat la 2 ani de pușcărie. Nu se poate, domne. Nu se poate 2 ani. Domne, nu se poate 2 ani. Nu se poate. Mai durat în pușcărie. Domne, vă rog. Domne, nu se poate așa ceva. Până se procură cazul și vin și martorii cu dovezi, n-am ce să fac. Dar se poate să mai se schimbe eventual în pușcărie sau ceva, nu? Da. Și bita ta să primească un singur an pentru că este stare feminină. Deci... Un an și ea? Da. Merge la pușcărie? Ți-am dat 2 ani. Ești minor. Aoleu. Mă gândesc ce zic părinții despre tine. Și ce făceam la... Am sunat-o pe maică-mea, vreau să știu unde e maică-mea. N-a venit până acum, am zis să vină la secția de poliție. Domnul, mi-era rușine să sun. După ce ai făcut. Dar n-am făcut, domnul polițist, vă rog eu mult, înțelegeți-mă că n-am făcut nimic. N-am făcut nimic. Că ai făcut, că n-ai făcut, știu că este un moment greu și pentru tine și pentru iubita ta, dar n-am ce să fac. Așa spune legea și așa am spus și eu. Sunt responsabil pentru faptele mele și tu pentru ale tale. Deci, colegul, ne cătușele și pregătiți-vă pentru transport la Jelava. Aoleu. N-am ce să fac. Cătușele. Stai așa puțin. Transport la Jelava? De aici îmi... Doamne. Băi, mergem la pușcărie? Da. Am primit un apel. Păi și mergem mare la aceeași pușcărie? Am adresul. Mamă, păi eu nu... Ba, știam eu ce știam că m-am tâns așa acum, Doamne, iartă-mă, deci... V-a ajuns mama. Mi-a ajuns mama? Doamne. Și poate vine aici sau cum? Unde mă pot întâlni cu ea? Da, poate vine aici. Spuneți să intre, vă rog. Dar aveți și opțiunea să stați să vorbiți numai voi doi. Vreau să vorbiți numai eu cu mama. Ok. Atunci o să vă dau o cameră și trebuie să vorbiți acolo, da? Da, da, da. Iubita să elibereze camera și să vorbiți. Voi doi aici, da? Da, da, da. Singuri. 10 minute. Singuri. Mână, mami. Aolo. Ce ai în cap? Asta e o poveste, altă poveste. Ce cauți mai aici? Zici ce cauți aici. Eu ce caut aici? Da, ce cauți aici? Doamna, doamna... Mami, ideea e că... Am zis să nu te bat aici. Pentru omor, cică. Dar eu n-am făcut nimic. Ce omor... Am fost... Ce omor, mami? Mami, nu... Îți dai omor aici dacă mamă, nu, te rog eu mult... Nu m-am mai luat așa, te rog. Mi-au declarat doi... Mi-au dat efectiv 2 ani de închisoare. De ce? Pentru că cică l-aș fi omorât. Închisoare. Pe și n-am făcut nimic. N-am omorât pe nimeni, asta e problema. De ce nu mi-ai zis, mă, că te ajutăm cu cadavrul? Păi dar nu, că m-am fost prins fix în... Mamă, ce faci? Calmează-te, nu arunca cu astea pe aici. Așa zi. Am fost prins efectiv când am văzut cadavrul, a venit poliția peste mine, n-am putut să fac absolut nimica. Și mamă, cred că ăștia ne ascultă acum. Cred că ne ascultă. Dacă mă ascultați, să mă pupați undeva. Așa, da. Cred că prin geamul ăsta ne văd, mamă, mămică. Cred că... Da. Hai să facem selfie. Stai, cred că le arăt. Mamă, lasă-mă cu selfie-urile tale, eu ajung la Jilava. Tu înțelegi unde sunt aici? Ajung la Jilava. Hai să facem o poză. Mă, mamă, îți bagi joc de mine? Hai, vino. Mă, mamă! Cheese. Mă, mamă! Hai, nu vii? Nu, nu. Ok. Bun, deci, hai cum facem. Dacă vrei, zic că te bag într-o cutie și te scot eu de aici. Mă, mamă. Ce? Trebuie să găsim ceva mai logic. Nu ne o să ne mai lase mulți de ăștia să vorbim. O să intre peste noi și nu o să ne mai lase. Trebuie să găsim o altă soluție. Mamă! Vino ca să-și obțin la urechi. Mamă. Bueno, da. Bueno. Ce faci, Bueno? Da. Nu mă ajutești pe mine. Orice. Nu mă ajută. S-a terminat timpul. Olo!
Domnule, vreau să știu de ce mi-ați luat copilul. Știți că are 16 ani? Nu e treaba mea. Tată, încât e minor, dă mai mult dovadă. Ești polițist. Știu. Trebuie să știi actul din documentul numărul 5/25 că copilul meu este minor și trebuie să fie neapărat un adult, chiar avocat, să-l apere. Și să nu vorbiți fără specială. El, fără permisiunea mea. No, închisoare specială. Se va duce într-o închisoare specială, de maximă siguranță. Și va fi și prietena mea acolo? Nu știu, nu cred. Nu credeți? Ba da, însă veți fi separați pe două părți. Am înțeles. Trebuie să mă duc să-mi iau de acasă toate bagajele. Nu, o să trească să vă duceți, cum se zice, pe hol. Așteptați acolo cu invitatul noastră pe fotoliu. Eu nu sunt de acord să-mi dau copilul. Na, păi de, am crescut atâta timp să-l dau acolo, să stea cu aia care să-i bagi săpunul. În locul din asta nu ai fi atât de... O să înțelegi când o să fii mai mare. Da. Doamne. Acesta dă notă că eu în locul noastră nu eram atât de mândru de el pentru ce a făcut. De unde nu știți că el a comis? Păi dacă, dar nu, sigur nu a făcut copilul meu chestia asta. Pentru că îmi cunosc copilul. Dacă mă porc cu minte, mă lăsați un an? Dacă faci folosul în folosul munca în folosul comunității, da, vezi că mai repede. Doamna, vă rog frumos să se simtați. Uuu, băgame. Asta. Aolo. Cum ești? Bine. Nu cred. Nu cred că e bine. Nu prea cred că ești bine. Nu mai pot. Auzi, că cercăm să scăpăm pe aici, de ce pe coridorul ăsta în stânga. Nu, da, la el nu contează. Voi să vreau să vorbiți? Da, da, dacă ești drăguț, măcar atât. Deci nu l-am văzut pe ăsta. Okay. Crezi că avem vreo șansă să scăpăm? Nu știu. Mamă? Marcel? Da? Uf, doamne, v-aș amintite și la închisoare, nu știu, o să vedem cum face, o să vorbesc eu cu Boan, o să vedem ce păi facem. Păi, stai, zic, te rog, vorbește cu el, da? Vorbește cu el. Vedem ce facem, așa. Să știi că o să-ți aduc zacuscă cu pâine. Aia era, da, mulțumesc, ești cea mai tare. Amor. Colegul? Păi, na, pentru că... Na, poate vorbești că să mă duci acum la transport, acum să vorbești. A, eu du, lasă-mă să te iau în brațe. Vorbești acum la transport, da? Cu ce? Da, hai mă, mică, că bă, chiar să transportă și fără. Nu e acasă, dar poate așa. A venit timpul pentru înregistrare. Deci să știi că ai și un pateu acasă. Da, stai că ți-l aduc eu. Nu, pleacă, mă, mică, lasă-mă. Nu? Ok. A venit timpul pentru înregistrare. Și ce trebuie să se întâmplă? Ce înseamnă înregistrare? Cum? O să trebuiască să o facem. Te pup, ne vedem? Se putea mai bine. O să fac o poză și o să te marcăm în registru pe ușcărie. Lasă că ți-aduc eu zacusca și scap. Dar promis că vii la mine, da? Logic. Bine, hai, pa. Pa. Haideți. Aolo. Exact, intrați. Ce facem aici? Duceți-vă acolo. Vă rog frumos cu fața la peretele al. Mamă, mă fan mânește să fac poză. Gata, colegul, tot e pregătit. Aoleu. O să vreau să te uiți la mine. Măi, domne. Ok, acum lateral la stânga. Așa, domne? Bun. Lateral dreapta. Așa. Ok, și cu spatele acum. Și cu spatele, doamne. Doamne, câte poze îmi faceți, domne? Ok, gata. Îi faceți și la prietena mea acum? Mamă, câte chestii au ăștia aici, frate. Da. Și faceți și prietena mea acum? Hai, bă, mai faceți transferul ăla odată. Colegul, du-te iar, pregătește încă un document și înregistrare. Baftă. Mamă, guys, deci n-aș pară de tot situația.
Cât timp așteptăm acum să facă pozele, voiam să vă reamintesc că avem un giveaway în desfășurare cu cei de la Kiris. La 150.000 dăm un mare premium, până atunci dăm la 148.000, 149.000, tot așa o să dăm premii, ok? Și să dați un follow pe Instagram, pentru că voi când vedeți clipul ăsta, eu sunt plecat în momentul de față. Așa că dați un follow pe Instagram dacă vreți să vedeți unde sunt plecat și cum sunt plecat. Mă, dar ăștia au camere peste tot, frate. Așa? Doamne. La tare la dreapta, da. Frate, dau pe bune. Peste bun, tot, tot noi am primit documentul, am primit aici, fără fel. Bun, ok, veniți. E pătul nevastă. E pătul nevastă. Să mă... Nu-i cum arată ăsta. Vede că ar fi șmecherul ăsta. Barba aia așa. Puneți-vă pe fluturi și așteptați dacă toți se pregătească transferul la Java. Bun. Haideți să ne pregătim pentru că transporturile este pregătite. Veni și momentul ăsta. Super. Haideți după mine, vă rog frumos. Și pe ăsta trebuie să-l luăm? De ieri, tot ziceți. Da, trebuie să luăm și pe el. Haide. Stai și să fii deschis. Păi descuie celula că mi-ai cu el. Mamă, dar n-are tricou pe el. Da, n-are tricou. Gata, gata. Hai, pasă și. Haideți după mine, vă rog frumos. Mamă, ce nebun e omul. Ăsta pentru ce oare fi făcut de... E... Ăsta vă care plăcere, ci că hai luați-mă o dată la pușcărie, ăsta parcă vrea la pușcărie, ești nebun? Mă, dar câta secția de poliție aveți, pe bune? Subsol, da. Sală de fitness. Și avem oameni, oamenii sunt pe măsură. Bun. Iar ajung pe aici. Mă, și loc de tras. Urmați-mă pe aici. Am învățat locurile deja. Am învățat ăsta locurile, auzi de... Genie șmecher, mă înțelegeți. Nu vezi, rămâne în custodia noastră, o luăm pe la colegii mei de la penitenciar. Nu știu ce să zic. Mie nu-mi prea place situația. Aola. Haideți pe aici, mamă. Mamă. Mamă, mă doare colegii capul de la serenele astea. Colegii, deschide ușile, te rog. Deschide ușile, colegii, haideți, urcați. Nu ne puneți cătușele, nu? La momentan nu. Ah, super. Care atât. O să fiu eu, să opresc din spate. Apreciază că n-ai cătușe. Da. Mamă, dar ți-a polițiști pentru un transport? Ești ca am fi mari oameni, frate. Uite și tu ce e aici, frate. Partea bună la faptul că nu este live acest episod este că nu există șansă să primim stream snipe, ceea ce e un lucru destul de tare și e mișto, e un mare avantaj la cea când faci episoade că nu primești stream snipe. Deci în momentul de față eu nu sunt în țară, de asta apare acum un episod în premieră și nu este live. Și o să mai apare episoade în premieră pentru că în momentul de față nu sunt în țară, așa că dacă sunteți curioși să văd unde sunteți și cum ești Andrei, dați un follow pe Instagram, acolo o să postăm și poze și story-uri. Și poate și live-ul o să facem pe YouTube, poate o să facem live și pe YouTube. Hai de capul meu ce e aici. Mamă, dar greu rău să mișcă ăsta, frate. Da. Mă, dar atâția oameni. Câte mașini de poliție sunt? 4. Suntem 4 mașini de poliție. Pentru siguranță. Da. Avem nevoie. Că erau vreo șansă să scap din acest transport. Mai știți când am scăpat pe zea din transportul ăla? Erau decât autobuzul și o singură mașină. Acum uitați-vă cât și-au schimbat, frate. Bă, deci pe bune. Ce-i copilul prima oară pe la pușcărie? Cum? Prima oară pe aici. Aici pe la pușcărie? Da, da. Nu să zic sincer, nu? Dar din câte am înțeles prima oară. S-au perfecționat închisoarea și tot și după cum se vede și transportul s-a perfecționat, totul s-a făcut mai în regulă, văd, nu de știu. Cât era înainte. Da. Mamă, trecem și pe la vama asta.
Aleu, aleu, aleu. A, bine că nu sunt oameni în tură acum. E bine. Nu, momentan nu sunt în tură, i-am pus pe toți. Perfect. Sunt în pauză de moment. Adică au venit toți la transportul ăsta, pe bunii. Câți oameni suntem? Iar jilava. Uitați-vă cum arată. A mai fost eu de vreo 4 paci. Nu-mi place deloc cum arată. Doamne, deci suntem încolțiți pe zi. Dar de ce sunteți domnul polițist așa nervos? Sunteți așa nervos? Nu sunt nervos. Pentru ce ați intrat aici? Sunt doar așa un pic dezamăgit. Încurântat, dezamăgit sau... Da. E vina dumneavoastră că băgați oameni care n-au făcut nimic. E așa să vezi. Cu ce faptul pe aici? Să vezi persoane care își năruie viitorul. Da, domnule, dar n-am făcut. Care prostie, că n-am omorât pe nimeni. Eu vă cred, însă dovezile sunt destul de solide. Cu ce ocazie pe aici, pe la pușcărie? Ce ai făcut? A, lasă-mă, vorbărețule. N-am chef. Mamă, n-am făcut bine că i-am spus așa. Scuze, dar sunt nervos. Da, te înțeleg, așa am fost și eu prima oară. Am, că îl iau prea rău pe ăsta, după aceea o să fac dușman. Deja am fac dușman la pușcărie, mamă, deci... Gândiți-vă că o să fie un plan de evadare, o să... Facem cumva să scăpăm de aici, eu nu o să stau aici 6 luni. Eu o să scap de aici ori prin metodă legală, în tribunal, ori prin metodă mai necurată. E suflet. Și de ce am impresia că o să fie aia necurată metoda? Mamă, dar câte verificări. Doamne, dar uite câte verificări, bă. Uite-i, bă, băiatule, cum stau. Ioi. Mama, Pauling broke penitenciary. Să moară. Coborăm? Da. Da, aici coborăți. Ieși pe rând. Wow. Așteptați-le. Ce-am luat, unde faci? Hai, vin lângă mine, ușor, da? O să fie bine, o să trecem peste. Salut, salut. Salut, colegul. Hai, puteți intra pe... Putem intra? Da. Hai, o să fie totul bine. Și așteptați aici pe scaun. Te rog frumos numele de la... numărul de la transfer și numele... Numărul 3 este. Te rog, da, numărul 3. Colegul, câte luni are? Câți ani ai luat? Deci, doamna a luat un an cu drept de eliberare condiționată. Da? Sau pe bună purtare și domnul cu 2 ani de închisoare pentru crimă. Dar nu e cam mic pentru... Bă, da, a primit 2 ani cu dreptul la eliberare condiționată și se poate elibera dacă colegul face muncă în folosul comunității. Am înțeles. Colegul, dă-mi și mie, te rog frumos, numerele. Că sunt mai mulți oameni în transfer. Domnișoare, cum vă numiți? Bibi. Doamna Bibi. Bianca. Bianca Andreea, nu-i așa? Erai. Da. Ca să-ți spui că despre cum trebuie. Eu pe mine mă cheamă Mariusel. Aveți numele acolo, trecut 16 ani. La 16 ani stai pe aici. Bun, mai întâi o să mai spune asta. Aproape 17 fac, ok? Da, da. Bă, deci zici că sunt pușcăriași la cumară, și frate, un pic. Și ce ai făcut, ai furat bomboane? Aaa, faci mișto de mine, a? Tu ești ăla șmecher. Dar nu vezi colegul că deja s-a pregătit deja, că e chel deja. Da, am văzut, am furat bomboane. Mai faceți mișto, că m-am dus la frizerie, am zis să-mi facă și mie o freză frumoasă și... Și-a bătut joc de mine, m-a luat... Păi, ba, printr-o parte mai mult, uitați în fața, parcă mai des, sunt... Deci e... Cred că era poliție sub acoperire, că știu deja că intrați. Aaaa... Ce hazoși sunteți voi. Bun, uite prima afișă, colegul. Celula 3 de la etajul 2 este adânsă și la celula 2 motive. Să-mi iau de aici pe cealaltă că mă duc amândoi, da. Păi, colegul, vezi că mai avem bun.
Mai este unul? Ah, da, sunt nu de mine, ai uitat. Mamă, mai e una. Mai e unul. Păi tine, cum te cheamă frumos? Carlos. La ochii. Una. Carlos. Și Olegu, domnul Carlos. Vezi că pe ăsta l-avem aici. A. Pe ăsta l-avem okay. Aici, îndate, cum ai fost de trei. Da, da, am da, mai trecut da. Pe aici. Bine, n-am ce rădăștea, mă. Știi ce s-o ocupa cu furtul, da. Acum am făcut un dar rău pentru destinul puștilor. Și tu ce furai? Poftim? Tu furai cadele? Sperăm că o să fie un avocat bun. Eu sper să scap cum trebuie. Furam bomboane. Hai, puneți pe unde o luăm acum. M-am săturat. Așteptați să completeze. Am înțeles. Să da și mie hainele să mă schimb. O să primi și haine? Să mă schimb și eu. Și liniște. O să primi și noi haine? Hainele este tot la celălalt da, la... Da, 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 da. Stii aici. Haideți după mine, vă rog. Haideți după mine pe aici. Îl urmăresc pe colegul meu. Hai, de aici ne luăm hainele? Da, da, da. Două secunde. Colegul pregătește hainele se... aici. Aici trebuie să-mi las ghiozdanul la, toate la, astea? Minte. Da, da, da. Așteptați aici pe scaun, o să primiți haine după măsura voastră. Am înțeles. Eu să știți că am măsura XS. Cât ai, mă? XS. Așa mică? Păi nu avem, domnule, XS aici. Ce suntem la copii? Nu avem. Rămâi așa îmbrăcat, asta e. Chem pe cineva să haideți, domnule, măcar să fiu și eu dacă tot am ajuns aici, măcar să... Le scurtăm la croitorie, coleg. Le scurtăm, dar durează până vine. Faceți o posibilitate să-mi faci și mie rău, măcar. Că... Da. Dacă eu stau, nu poți să-l păstrez? Nu aveți voie de să dați. N-aveți de cum să-l păstrezi? Ce aveți în ghiozdanul? Am și eu niște apă, batistă... Bomboanele furate? Ce bomboane furate? Nimica, domnule, glumesc și eu cu dumneavoastră. Nu mai glumiți, că nu e momentul. Deci vă dau dumneavoastră ghiozdanul, da? Da, 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 puneți-l acolo. Bine. Gata, domne, v-am dat tot ce aveam. Imediat, stați să vă știu ce aveți. Pot să mă uit, nu? Da, uitați-vă tot ce am acolo. Când va veni momentul în vizită, o să... Păi dați seama că trebuie să scrieți acolo, cred că tot ce am, nu? Dar nu mirosiți, domne, că nu-i nimica ciudat acolo, ce aveți? Domne, am zis o bumă. Când o să vină momentul ta, o să îl predăm ei. Mamă, dar stă bine în portocaliu. Da. Auzi, dar totuși, Varde, de stat bine acum. Cum? Nimic, nu mai zic. Domne, auzi, copilul, câți ani ai spus că ai? 16, nu? Da, 16 și ești aproape 17, de ce? Nu contează. Păi și ce ăsta de aici? Știu. Ce? Ăsta ce e? Mai rotund așa. Ce faceți cu prezervativul ăsta, domnul, copil? Domnul, nu am băgat eu așa ceva la mine în ghiozdan. Nu mai faceți mișto de mine, că l-ați băgat... Să înțelegem că e tot la scenariu. Da, e tot în scenare, domnul, n-am păcat eu nimic. În scenare. Păi și domnul asta cine e? Este prietena mea. Ce câți ani are? 17 ani. Am înțeles. Da, 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 20. Altceva ați mai găsit ciudat? Bomboanele furate, cred. Haideți, domne, lăsați-mă cu bomboanele furate. Mergem la... Mi s-a luat de tot. Domne, aia, apă, am venit să... Și la pușcărie mă luați la mișto. Alo, pe bune. Am ajuns și la pușcărie să fiu luat la mișto, frate. Bine, aici cred că o să fiu cel mai luat la mișto, dar mă rog. Da, da. Așteptă doar să ajungi acolo cu ea. Hai, răbdare și... Doar să-ți vezi de treaba ta acasă. Nu mai avem pe aici niște bombardieri. Noi avem grijă de treaba noastră. Să ne dați celule apropiate, vă rugăm. Da, da, faza este că... A, dar știți că domnișoara nu stă cu... O să stați pe perimetre diferite, pentru că domnișoara o să stea la femei și dumneavoastră să stați la bărbați. O să încercăm să vă găsim o celulă cu tânsul. Am înțeles. Sau... Opa! Nu, îl punem cu Miguel în celulă, pe... Cu cine? Cu Miguel. Ăla e cel mai rău din penitenciar. Nu, vă rog eu mult, n-am făcut nimic. Haideți, domne, vă rog eu mult. Lăsați-l cu mine să-l apăr în caz de orice, că e mai mic așa pe aici. Stau eu cu el să-l apăr în caz de orice. Stau eu cu el. Trebuie să am neapărat coleg de celulă? Nu pot să stau singur? Depinde. Păi, nu știu să ne gândim. Stau eu cu el, să fac grijă de el. Rămâne de văzut, haideți, arătați-i celulele. Cum se scolege această zi?
Mai vedem un caz distrus de... Da, astăzi îi lăsăm. Haideți, haideți după noi. De la 16 ani, haideți după noi, vă rog eu. Să trăiți. Haideți, vă-mi bambul. Haideți. Unde s-a schimbat mult asta de când am mai fost pe aici. De când ai mai fost pe aici? Aveți camere? Da, am mai fost odată. Ai venit în vizită? Da, am fost în vizită. Hai că în vizită, dacă e. Ia uite și pe ăsta. Mamă, mă ești la pușcărie, frate. Și data asta cred că nu mai avem șanse să scăpăm. De ce am imprins asta? Că bă, că pare că prea bine păzit. Că apăs eu pe buton, că e celulă de aia care se deschide automat. E cu celulă care se deschide automat? Da, gen da, da, cu da. Senzor. Am înțeles. Cu amprentă. Cum arată pe aici? Aolo. Haide. Haideți pe aici. Ești pregătit? Intrați. Aceștia sunt noi deținuți. Haideți să faceți cunoștință cu colegii voi. Mamă, cât sunt aici? Da, 2 ani. Ia uite ce. 2 ani. Mamă. A venit păpușica, bă. Alo, gata, gata, gata. Alo. Gata, gata. Avem colegi noi. Hai, colegi noi. Noi. Ia uite, ia uite, mă, și pe ăsta negru tăi ăsta. Bună. Negru tăi ăsta. Urcă sus, urcă sus. Bă, negru. Colegi, ocupați-vă de ei. Aici, în față. Bă! Mamă. Aolo. Bă, gata. Gata, gata, gata. Bă, calmați-vă, bă. Mamă, o să murim aici. Bibi, vino pe mine, Bibi, hai cu mine, hai cu mine, hai cu mine. Ia unde o să stea? O să stea pe partea cealaltă, cum o să fiu? Este domnișoara. Domnișoara o să stea în celula asta. Colegii ăștia au luat o ranteaua când au văzut carne proastă. Știi cum e, mereu când vine cineva. Da, 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 știu. Hai te vină după mine. Aici o să fie perimetru, că se iei tu... Băi, potăliți-i pe aia jos, că coborâi. În partea cealaltă. Oh, stai cu repede. Să nu facă, să nu facă vreo manevră. Nu, 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 nu. Tu o să stai aici. Eu o să stau aici? Da. Mamă, dar e... Uitați-vă cum sunt pereții, domne. Ești aproape de mine. E... E mucegai. E apă de la organul genital. Ce? E bine. Aoleu. Vă rog, mă, lăsați-mă, domne. Vreau să mă odihnesc. Dacă vreți să mâncați, să știți că o să aveți o masă. O singură masă? Stai să văd, nu. Este în 20 de minute una. După mai aveți una la 8 seara și... Eu o să mă bag să dorm, că vreau să treacă cât mai repede. Păi... Doi ani a spus care? Doi ani, nu? Da, da, mai, nu mai repetați, vă rog eu mult, nu mai repetați, lăsați-mă în pace. Se poate elibera, auzi, puștiu, hai, uitat să-ți spun, lăsați-mă în pace. Că mama ta te va vizita de doar pe săptămână. Da, mi-a spus că s-o să aveți săptămânale vizitări, doamne, ăștia să fie. Vezi că dacă te bați pe aici nu te mai vizitează nimeni. Nu, eu stau numai aici, în colț, aici stau la treaba mea. S-ar putea să intre la carceră și dacă vrei să ajungi la carceră trebuie să trec prin zona asta. Așa o să stau. Păi ați rupți de foame. Hai, o zi bună să aveți, lăsați-mă pace. O zi bună să ieși. Lasă pe lupă, dacă i-a trebuit acadele și să-i pe. Mamă. Mamă, guys, am ajuns la pușcărie și uitați-vă și voi cum arată celula noastră. Măcar suntem singuri în celulă, asta e bine. Sperăm să nu se întâmple să fim cu un alt coleg de celulă sau ceva de genul. Cam ăsta a fost primul episod dintr-o serie de episoade multe speciale. Nu uitați, dați acolo pe butonul drag dacă vreți să vedeți următorul episod cât mai rapid. Și să vă abonați dacă sunteți noi. Dați un follow pe Instagram dacă vreți să fiți la curent unde sunt și cum sunt. Acum, în momentul de față, de nu sunt acasă pentru că sunt plecat în altă țară. Și ne auzim data viitoare. Vă pup, ceau!